S-au păstrat vechile ateliere pe care Complexul Național Curtea Domnească le-a organizat de la început în cadrul programului Școala Altfel Să Știi Mai Multe, Să Fii Mai Bun. Însă, ca în fiecare an, s-au pregătit ateliere noi, astfel că există o gamă variată de activități atractive pentru școlari, liceeni, chiar și pentru preșcolari. Ne face plăcere să vă invităm și anul acesta la atelierele organizate în programul Școala Altfel. Muzeul vine cu o ofertă bogată și cu ateliere noi. Atât la Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, unde colega noastră, Luminița Anghelescu, pornește pe drumul firului de lână, dar și al măștilor, de la obiect de ritual, la crearea poveștii din jurul acestor măști. De asemenea, Muzeul de la Podlogi, în premieră, are 4 ateliere, copiii pot merge și acolo. Pe lângă vizite, pot derula aceste ateliere cu 2 dintre colegele noastre. La fel, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, unde Maria vine cu un atelier nou, podoabă și costum la Muzeul de Artă. Atelierele se adresează copiilor începând de la preșcolari până la liceeni, așadar căutați-ne. Nu organizăm ateliere doar în această perioadă adevărat aglomerată, 26-30 martie, dar până la finalul anului școlar. Oferta noastră este până în iunie 2018. În orice perioadă există un moment adecvat pentru profesori sau școlile doritoare. Contactați-ne și muzeele vor fi alături de copii. Atelierele sunt susținute de specialiștii din cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște și pot fi solicitate de către cadrele didactice și în afara programului Școala Altfel.